Salutare tuturor! Pe Bucovina TV la Viața Bate Filmul, Steve, sunt alături de voi într-o zi super! Bineînțeles, vrem să vă facem poftă, ce credeți că am venit degeaba aici? Am ajuns la Câmpul Lung Moldovenesc, la Festivalul Întâlnirii Bucovinene, festival internațional, echipaje, dacă pot să le zic așa, din mai multe țări au ajuns aici, putem să vă spunem că distracția e în toi și bineînțeles că nu degeaba, întâi mâncați, beți, după care puteți să și jucați puțin, ascultați multe formații invitate din multe zone. Așadar, această ediție a Festivalului Întâlniri Bucovinene vă așteaptă pentru tot acest weekend cu o vreme numai bună, se pare că, cu toate că se anunța ceva ploaie. Haideți să aflăm ce părere are lumea care se află aici și cum se simte. Foarte frumos, e frumos, sigur că da, ei trebuie să fie ceva, trebuie să fie, să faci ceva, mai să mai distrezi și omul și una și alta, că trebuie, obligatoriu. Festivalul din acest an este mult mai bine organizat ca în alți ani. Aha. După câte am înțeles, este sponsorizat și de Uniunea Europeană și eu sper să fie un festival după cum se așteaptă în Bucovina, dintotdeauna a fost festivaluri și nu numai la Câmpul Lung. În tot județul se fac festivaluri bune, frumoase, de calitate, cu oameni de gospodari, cu artiști buni, chiar de sunt majoritatea amatori, dar unii din ei sunt chiar la nivelul unui ansamblu profesionist. Întotdeauna mi se pare frumos. Noi suntem chiar de aici, localnici. Și chiar am mers la multe festivaluri din zonă. Noi... Salut! Să trăim! Je prie tu aici? Nu prea. Alors, parlez-vous français? Hai să întrebăm și noi ceva. Ok, da? Je suis d'accord avec vous. Alors, facciamo così, parliamo l'italiano, rumeno, inglese, tedesco, e cosa ci parliamo, Va bene? Ok, dai. Iniziamo in rumeno prima, începe rumenește, da. Domnule, să vă spun sincer, mă numesc clownul Vasilina Pipilina, sunt plecat, sunt originar băștinaș de pe aceste locuri. Iubesc aceste locuri, m-am întors acasă după un an jumate de exil în străinătate și, sincer, fac o chestie inedită pe, să zicem, să aduc în România puțin zâmbetul pe fețele Câmpul Lungenilor, sucevenilor. Va fi un proiect Dr. Clown România, care va lua naștere în curând peste tot. Vivere în pozitiv, trăiește pozitiv, terapia prin râs te scapă de doctor. Nu, ediția zi 3 ani. Tot în felul următor, tot așa cum, poate acum să fie mai bun, dar parcă atunci era mai frumos. Acum 3 ani, așa. Că nu s-a ținut, a fost ploi, a fost probleme, tot frumos a fost, dar nu la nivelul ăsta. Asta e cu, văd că mai multe organizare, se ocupă mai formații, mult mai bine pregătite, probabil că în decursul anilor s-au format mai bine. Și eu sper să fie un festival de calitate. Acela de 3 ani? Acum 3 ani. A fost, tot la fel de frumos, dar anul ăsta sunt mai, din mai multe țări veniți. Mai multe... Și din Cernăuți, am înțeles, și din Ungaria. Foarte bine. Foarte bine. Să fie foarte bine, să ne înțelege fiecare om cu fiecare, să fie bun, să nu fie răi. Asta este principiul. Este sau nu. Și sănătate să fie la toată lumea. Corect sau nu corect? Eu sper că la noi în Bucovina să nu se pierdă niciodată festivalul ăsta, obiceiurile astea, având în vedere că deja noi formăm multe grupuri de dansatori, mulți soliști vocali, mulți soliști instrumentiști. Avem, de exemplu, eu am la Pojorâta 2 ansambluri de adulți, la Pojorâta sunt 4 ansambluri. Sunt copii școlari, preșcolari, studenți și gospodarii satului. Adică la Pojorâta, la ora actuală, eu zic Pojorâta deloc, Gheorghe Zlevoa, că mă numesc, sunt în decurs de 185 de dansatori și cam în jur de 23 de muzicanți, ceea ce ar însemna că avem posibilitatea să facem un ansamblu să fie la nivelul cel puțin 80% ca profesioniști, ca ansamblu și Brambo Rubescu. Mulți din ei au conservator terminat,
Mulți din trupa care cânt eu, cântăm toți peste 5 instrumente. Deci eu cânt la 7 instrumente, dar majoritatea cântăm peste 5 instrumente. Și sper seara asta să fiți pe aici și să mă vedeți. Păi mă gândesc că din 5 o să fii mai bine, mai frumos. Așa mă gândesc. Știu. Eu cred că va evolua pozitiv. Deja văd un feedback super. Super pentru mine astăzi. Deja văd multe fețe zâmbitoare. Și prin prezența mea aici va fi ceva deosebit. Și sper că la anul va fi mai bine. Scăpăm și de necazurile care le avem și va fi mai bine. Trebuie să sperăm mai bine. Nici afară nu e bine, să știi. A, Bucovina TV, vă iubesc, vă pup și vă aștept la Câmpul Moldovesc când va fi părtea gata, ok? Ciao! De ce credeți că am venit acum la Câmpul Moldovesc? Ca să vă facem poftă, nu? Și poate puțin în ciudă. Ei, nu e bai. Tot weekendul veți avea parte de acest festival Întâlniri Bucovinene. Nu am fost la ediția anterioară, însă ediția de anul acesta se pare că e destul de bună și de antrenant. Așadar, dacă vreți puțin joc, voie bună, știu eu, ceva mâncare, puteți să încercați pentru acest weekend acest festival de la Câmpul Lung Moldovenesc. Și mai ales aerul e curat, locul e bun. Chiar e numai bun motiv de a evada în weekend și cred că ați putea să încercați în această variantă petrecerea weekendului, nu doar cu mici bere, ci și cu puțin joc. În felul ăsta nici nu se depune grăsime aici pe șolduri. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.vbf.ro sau SMS-uri la 0744238830. Pentru Bucovina TV, viața bate filmul, Steve. Transpavaj și Transtermo. Angajații noștri sunt complet devotați perfecționării produselor. Vă oferim o gamă variată de modele de pavele vibropresate, precum și termopane certificate cu sticlă tratată Low E cu până la 6 camere. Transpavaj și Transtermo, cu experiență de peste 17 ani, vă stau la dispoziție. Vă așteptăm în showroom-ul nostru din Bulevardul George Enescu, zona mobilă. Telefon 0745 644 375. Căldura de afară trebuie să se simtă și în confortul casei tale. Decorează-o cu mobilier de calitate. Vino la Alsace Mod SRL și orice produs din stoc vine cu reducerea lui. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța.